Irina Kos, supraviețuitoarea temnițelor comuniste, a rememorat marți, 8 martie, câteva episoade dramatice din cei 5 ani și 10 zile de detenție petrecute în mai multe închisori din România. Mărturia a fost făcută cu ocazia vernisajului expoziției Istoria prin grafică, femei deținute politic în temnițele comuniste, realizată grafic de elevi ai claselor a 11-a și a 12-a din cadrul Liceului Vocațional de Artă din Târgu Mureș și găzduită până în data de 23 aprilie de Muzeul Etnografic din municipiu, potrivit presei mureșene zidezi.ro. Nu vă spun câte injurii, câte umilințe. N-aveai voie, te ducea din celulă la anchetă, îți spunea niște ochelari cu tablă, ochelari de sudură, cred că fiecare ați văzut, dar n-avea sticlă, aveau tablă. Te prindea de mână ca pe un, să zic, ca pe un obiect, te trăgea după el gardianul, mai punea câte o piedică. La anchetă te ținea moral. Te distrugea pur și simplu moral. Te ținea flămândă, fără să te duci la toaletă. Se schimbau. Unul mergea o oră, stătea, venea celălalt, tu stăteai acolo legat cu cătușele de scaun. Și aceeași stereotip de întrebări. Așa că și tata a ascultat Europa Liberă și Vocea Americii, așa că și el a comentat. Ziceam la nesfârșit, nu, nu, nu. Așa că și colegul cu tare, nu. I-am spus, de fapt, din prima clipă, unde sunt eu acum, sub nicio formă, absolut orice era, dar nu va veni în urma mea nici unul aici. După 3 luni, aici la Târgu Mureș, am avut procesul. Lotul, deci cei care ne-au condamnat, era Tribunalul Militar din Cluj. Între timp am fost cu, că ne-am cunoscut, că nu ne-am cunoscut, că am stat de vorbă cu un coleg sau ceva. Deci v-au organizat securitatea, da. Așa, au fost arestat indiferent. Dușmanii de clasă. Eram 18 în lotul respectiv, din care erau 4 trecuți de 18 ani, restul 16, 17, 18 ani. 2 zile a ținut procesul, pentru că din toate școlile președintele de UTC a fost invitat în toate școlile din județe la proces. Era un proces exemplar pe ce pot să facă copiii în ziua respectivă. Și 2 zile a ținut procesul. Am fost condamnată la 20 de ani în căsătorie.